ploile când au plouat, lumânarea cine s-a pus, soarele când a fost sus, de îngropat cine te-a îngropat, trei brazi mari s-au răsturnat, fluierașul cum l-ai pus, pe o greangă cât mai sus, și când vântul a suflat, fluierașul a cântat.
încrușirată bogată, a venit timpul cântecului și dansului. Căci românul, ca om vrednic ce este, a știut întotdeauna să-și alunge oboseala cu o doină. Ansamblul folcloric, condus de Valentina Osoianu, este o perlă a liceului Spiru Caria. În această seară, împreună cu colectivul de dans popular al profesorilor, speră să vă aducă voie bună și să vă smulgă din rutina civilizației. Întâmpinați-vă! Thank you.
aplauze, vă este ansamblul folcloric pe care l-ați admirat în scenă. Mult mai experimentați decât dansatorii, acesta a împlinit frumoasa vârstă de 14 ani. Datorită focului nestabilit, al celei ce adună în jurul său copii frumoși și sensibili,
Prin munca plină de dăruire a Valentinei Osoianu, colectivul umple sufletele noastre de dor în ajun de fiecare sărbătoare. Crăciunul sau Paștele ne-am obișnuit să binecuvântăm pe vocile răscolitoare ale fetelor pe care le invităm în scenă. Aplaudați-le, vă rog!
Thank you.
clasa 8B. Ucrania se va înscrie. Acum va fi polca. Căci românul cât trăiește, cântă și se veselește!
Pentru a ne convinge că valorile naționale sunt pozitive oricărei vârste, am împletit în acest spectacol elevi și profesori, fără a uita și de părinți. Cântecul popular pare a fi un protector al familiei Rusu. Frumusețea nu cunoaște pătare, trece prin timp și spațiu. Iar astăzi, Igor Rusu vine să confirme că din Soroca la Cotin se iubește la fel. Igor Rusu! Este extraordinar ce aici au făcut organizatorii spectacolului de azi. O sărbătoare de zile mari. Nici n-am putut gândi că așa ceva se poate organiza. Eu sunt foarte încântat și voi mai participa ori de câte ori mă-ți mai invita. Ce mai cântă un cântec special pentru dumneavoastră. Să începem împreună cu dumneavoastră.
și să uite cele. Vine seara ca să plec, până-n drag să mă bebe. Să beau vin și să beau pere și să uite cele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta de numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta de numai de dragul tău. Și acum, voce limpede și plină de simțire, aduce în această scenă de fiecare dată Nătălița Munteanu. Invitată de onoare acestui spectacol, talentată interpretă face un gest generos de a fi alături de tinerile talente. Aplauze cu foc, Nătălița Munteanu! Thank you.
Spun din adâncul sufletului că sunt foarte mândră că copilașul meu este și ea elevă a liceului Spiru Haret. Domnul director, nu-mi rămâne decât să vă urez tot binele lumii, să spun ca și colegul meu Igor Rusu că este o sărbătoare de zile mari, să vă dau Domnul multă, multă sănătate, curaj, tărie, tot binele și sublimul vieții să fie a dumneavoastră. Să iasă în scenă, nu una sau două, ci toate cinci, pline de har și lumină, cu mierea cântecului pe buze. În scenă, vin surorile o să iau. Yeah.
bambin că face praf. Face praf din ciuboțele, din podele sar surcele. Aplauze!
mai devult ziceam să organizăm un asemenea concert, dar sincer spus, nu m-am gândit că o să fie de așa învergură. Felicitări! Felicitări la toți copiii care astăzi au evoluat aici. Felicitări profesorilor! Să fiu sigur că folclorul în liceul Spiru Caiet va denui și va trece în continuare, va rămâne perent, fiindcă alături de noi sunt asemenea oameni. Mulțumesc mult dumneavoastră spectatorilor care ne-ați susținut. Mulțumesc mult invitațiilor de onoare, părinților,